am citit versetele acestea din 1 Corinteni și vreau să vă spun că este doar una dintre listele darurilor Duhului Sfânt pe care le descoperim pe paginile Noului Testament. Mai sunt și alte liste de daruri și aș vrea să le vedem împreună. Eu doar o să vă spun textul și care sunt darurile și veți vedea ce bogăție a pregătit Dumnezeu din Duhul Sfânt să dăruiască celor credincioși. Avem textul așadar din 1 Corinteni 12, de la 8 la 11 și darurile enumerate sunt acestea. Cuvânt de înțelepciune, cuvânt de cunoștință, darul credinței, darul vindecării, darul minunilor, darul prorociei, darul deosebirii duhurilor, darul limbilor și darul interpretării sau tălmăcirii limbilor. Dacă să ne uităm în același capitol 12, dar versetul 28, este o nouă listă și iată ce găsim acolo, apostoli, proroci, învățători, darul minunilor, darul vindecărilor, darul ajutorărilor, darul cărmuirii sau administrației și darul vorbitului în limbi. În Romani, la capitolul 12, versetele 6 la 8, sunt o nouă listă de daruri. Darul prorociei, darul slujirii, darul învățării altora, darul îmbărbătării, darul dăruirii sau generozității, darul cârmuirii, darul milosteniei. Studiem Efeseni vinerile și când o să ajungem la capitolul 4, versetul 11, vom găsi o nouă listă de daruri ale Duhului Sfânt și iată de apostoli, proroci, evangheliști, păstori, învățători. Am studiat în urmă cu mai mult timp lui Petru și în capitolul 4, versetul 11, sunt numite alte două daruri. Este vorba de darul vorbirii și darul slujirii. Niciuna dintre listele acestea pe care le aveți înainte nu sunt complete. Lucrarea Duhului Sfânt este foarte, foarte bogată. Este potrivită cu voia sa și nevoile fiecărei biserici locale. Ca urmare, sunt mult mai multe daruri, însă este bine să facem înainte de orice un fel de evaluare ce putem învăța privind la aceste liste. În primul rând, vedem că nu există o ierarhie. Nu vedem că ar fi o anumită înșiruire specifică ce să se repete din listă în listă, pornind de la un anume dar și sfârșind cu un anume dar, pentru a spune în final că primul dar este superior ultimului. Dimpotrivă, ce vedem este o enumerare și e aleatorie. Sunt doar liste de daruri ale Duhului Sfânt. Al doilea lucru pe care cred că îl observăm cu toți este că listele darurilor sunt un amestec de ceea ce noi am numit abilități naturale sau daruri naturale ale omului și abilități supranaturale, ceva ce trece dincolo de lucrurile cu care cineva s-ar fi putut naște. Și cred că privind la aspectul acesta, învățăm ceva pe care consider fundamental, anume că un dar, hai să-i spunem, spectaculos, nu este cu nimic superior unui dar care ar părea o abilitate naturală pusă la dispoziția lui Dumnezeu. Deci, înaintea lui Dumnezeu, un dar spectaculos nu este neapărat un test și o indicație apoi că cineva ar fi mai spiritual sau mai plin de Duhul Sfânt ca altul care, de exemplu, dăruiește pe principiul Domnului Iisus să nu știu mână ceva ce cealaltă și că urmă are nimic spectaculos în asupra banii din account ce ai dat la săraci, orfani și pentru lucrarea lui Dumnezeu. Deci nu este o superioritate sau plinătate mai mare a Duhului Sfânt în unii sau în alții. Un alt lucru pe care, dacă vă uitați cu atenție, cred că îl observăm, este cât de practică este lucrarea Duhului Sfânt în trupul Domnului Iisus Hristos în biserică. Darurile sunt pentru adunare și acoperă toate nevoile adunării. Și ca urmare, când Duhul Sfânt vine și ne ia pe fiecare la rând, ce face este
tot ce e nevoie El dăruiește și sunt foarte practice, foarte directe, în așa fel încât trupul funcționează. Și când trupul lui Dumnezeu, biserica locală din Toronto funcționează, cel puțin 4 lucruri se întâmplă. Deci când fiecare slujim pe Domnul, pe baza darului sau darurilor primite, cel puțin 4 lucruri se întâmplă aici, în Toronto, și pretutindeni unde este biserica și împărăția lui Dumnezeu. În primul rând, oamenii sunt binecuvântați. Fiecare slujește, am studiat asta duminica cealaltă, spre folosul celorlalți. Și vin adunare și în timp ce îi binecuvintezi pe ceilalți prin darul tău, descoperi că, hai să zicem că suntem 40 de oameni aici, tu vii și prin darul tău le ești binecuvântare la ceilalți 39 și primești numai în ziua de azi alte 39 de binecuvântări de la Domnul. Acolo unde darurile se manifestă, este binecuvântare. Al doilea lucru, când trupul funcționează, este că mărturia bisericii este dinamică, este vie. Biserica are un puternic impact în comunitatea în care se găsește. Nu doar că noi suntem binecuvântați, dar din binecuvântarea asta este atâta belșug și prea plin, așa frumoasă imagine înaintea comunității și a celor ce le cunosc, când mărturia bisericii este vie, dinamică, îl onorează pe Domnul. Atunci când darurile se manifestă și biserica funcționează, în adunare Dumnezeu ridică slujitori. Nici măcar n-ai știut că o persoană îl poate sluji pe Domnul așa de frumos. Până într-o zi când începe și prin ceea ce face, te uiți la el și spui, oare nu Duhul lui Dumnezeu i-a dat dar? Și apoi pe măsură ce omul se maturizează în credință și darul ajunge la o bogăție, o abundență în manifestare, spui, omul acesta este un slujitor lui Dumnezeu care are nevoie de recunoașterea bisericii, se trece la ordinare. Și biserica trece la ordinare de slujitori. Pentru că Duhul lui Dumnezeu îngăduie ca prin manifestarea darurilor la nivelul bisericii să se vadă slujitorii duhovnicești și, de fapt, toți slujitorii lui Dumnezeu. Și vă spune că sunt 4 lucruri care se întâmplă, cel puțin. Ultimul este că biserica este unită. Păi și de ce n-ar fi unită? Când mâna este mână, când ochiul este ochi, când piciorul este picior, trupul funcționează foarte bine. Nu funcționează bine când mâna vrea să umie, atunci ai o problemă. Și asta este ideea așa de frumoasă a Scripturii. Dumnezeu prin Duhul Sfânt dă daruri. Și datorită darurilor, când fiecare își se lasă sub autoritatea lui Dumnezeu și își manifestă darul, dintr-o dată descoperi că e unitate în biserică, eu am nevoie de fratele, am nevoie de sora, pentru că toți împreună suntem un organism, un trup, capul este Iisus Hristos și biserica este unită sub autoritatea capului a Domnului, a Mântuitorului. Doamne, ajută-ne să fim o biserică unde să ne vedem fiecare chemarea la slujire, darul sau darul legate de tine. În așa fel să le manifestăm, frați și surori, ca biserica din Toronto să poată să fie unită. Doamne, ascultă-ne. Amin? Amin. Haideți să vedem pe rând darurile spirituale numite de Scriptură. Proclamarea ca urmare a credinței, a trăirii ca experiență, a lucrării Duhului Sfânt în viața noastră. Deci, proclamarea ca urmare a acestei acțiuni a lui Dumnezeu noi, proclamarea Iisus Hristos este Domnul, este Dumnezeu. Este vădită, este dovedită imediat, nu doar prin simple cuvinte, ci printr-o viață dedicată celorlalți. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că nimeni decât prin Duhul Sfânt poate să spună că Iisus Hristos este Domnul și apoi imediat, mai departe, versetele care urmează, mi se spune și acum fiecăruia îi se dă arătarea Duhului care te-a făcut să proclam că Iisus e Domnul, zice, arătarea Duhului se dă spre folosul celorlalți. Și acesta este un tipar pe care îl vedem de-a lungul întregii epistole
1 Corinteni și în întreaga Scriptură. Cineva proclamă Iisus este Dumnezeu, este Mântuitorul și imediat viața Lui este trăită pentru ceilalți. Vă citesc doar câteva versete din 1 Corinteni. Hristos, Paștele noastre a fost jertfit. Iată proclamarea, Hristos, El a fost jertfit, El este Mântuitorul nostru. Și apoi spune ceva ce are efect pentru ceilalți. Să prăznuim, dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimele curăției și adevărului. Ai ceva în relația cu Hristos, pentru că apoi să te întorci și să trăiești ceva în relația cu semenii tăi. În capitolul 6 din 1 Corinteni, același tipar se repetă, căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el, și e minunată o astfel de manifestare în cântare, o proclamare, da, a lui Dumnezeu este totul și am cântat împreună asta și apoi vine partea a doua. Să nu fiți pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. Deci, ceea ce am spus despre Dumnezeu are de-a face cu trăirea pentru ceilalți. Orice copil al lui Dumnezeu primește un dar sau mai multe daruri în momentul în care Duhul Sfânt a venit peste el. Așa cum un copil se dezvoltă și în timp abilitățile din el se maturizează, la fel este și cu oricare dintre copiii lui Dumnezeu, au venit la Dumnezeu, l-au cunoscut, au primit mântuirea, nașterea din nou, Duhul Sfânt i-a binecuvântat și vezi cum de la săptămână la săptămână, de la an la an, el începe și manifestă mai mult și tot mai mult și tot mai mult darul sau darurile pe care le-a primit. Copilul lui Dumnezeu nu este un imitator al darurilor altora. Din fericire, este un lucru care se întâmplă, dar realitatea scripturală este aceasta. Dumnezeu a dat darul prin Duhul Sfânt. Dumnezeu dă o măsură de har pe personalitatea, pe unicitatea acestei creații sale care e omul, oricare dintre noi. Și hai să spunem că în biserica aceasta cinci avem același dar. Pentru că suntem cinci persoane unici fiecare. Manifestarea darului, deși este același dar, va fi diferită. Nu o să fie doi predicatori care o să predice la fel, nu o să fie doi care să cânte la fel și așa mai departe, chiar dacă predicăm sau cântăm. Pentru că Dumnezeu așa a îngăduit. Nu suntem imitatori, așa că fiecare suntem chemați să ne dezvoltăm darul pe ceea ce Dumnezeu ne-a făcut har și suntem. Există apoi o școală a creșterii și maturizării pentru fiecare credincios. Avem nevoie de maturizare în credință și pe măsură ce ne maturizăm și darul începe să fie folosit mai mult, mai din abundență. Vă spun lucrul acesta pentru că știți bine și nu vreau să dau exemple pentru că numai negative aș putea da. Oameni care au intrat în poporul lui Dumnezeu, au primit un dar și apoi fără maturitate, fără să-L cunoască cum trebuie pe Domnul și căile Lui și lucrarea Lui, au început să folosească darul acela care în final s-a dovedit o adevărată pacoste și tragedie pentru biserica locală. Cazurile sunt numeroase, de multe ori spune că este râvnă fără înțelepciune, eu cred că este mai mult de atât. Realitatea e că Dumnezeu e dar, dar să ne dimensăm și maturizăm și pe măsura maturizării să ne folosim darul dat de El. Așa că, frate și soră, fii răbdător, fii înțelept în lucrarea Domnului, a sluji fără maturitate este de multe ori mai nociv decât a nu sluji deloc. Principiul Scripturii este, de fapt, creștere în credință și evlavie și, în paralel, folosirea darurilor date de Dumnezeu. Luăm acum primul dar de care ne vorbește Scriptura. Să vorbească despre înțelepciune. Toți ar trebui să fim oameni înțelepți. Însă cineva care are dar, a primit de la Duhul Sfânt o abilitate supranaturală.
de a ști să ia adevărurile lui Dumnezeu, așa cum sunt revelate în Scripturi, și apoi să le aplice pe situația și pe contextul dat. Este o înțelegere a voii lui Dumnezeu și o aplicare a acesteia, astfel ca poporul să urmeze pe Domnul în ascultare. Deci darul înseamnă un om care cu o înțelepciune pe care n-ai putea o explica, nu s-a născut cu ea, pe situația, pe contextul în care e, poate biserica sau un membru al bisericii, vine și spune, uite așa trebuie aplicată Scriptura. Și atunci poporul înțelege sau omul înțelege și duce în ascultare de Dumnezeu. Și duce astfel o viață frumoasă. Darul poate să fie manifestat de un predicator sau de un om al lui Dumnezeu care explică bine Scripturile, poate să fie și cu... Deci nu trebuie neapărat să fie de aici, de la amvon. Însă darul este într-un om care a învățat să se teamă de Domnul suficient ca să nu se bizuie pe înțelepciunea lui, ci se, omul se bizuie pe cunoașterea lui Dumnezeu și a cuvântului lui și aplică direct cuvântul acesta, nu părerea lui sau ceea ce îi se pare lui că ar fi bine. Poate să fie manifestat de un om al încurajării care face counseling și care atunci când ascultă pe cineva care spune asta mi-e problema, zice pentru cazul acesta cuvântul lui Dumnezeu ne dă învățătura, uite ce trebuie să trăiești. Darul acesta, vorbind despre înțelepciune, se manifestă atât claritate acolo unde este confuzie, aduce o perspectivă duhovnicească acolo unde ea lipsește și arată calea ce trebuie urmată acolo unde este omul de busolat sau biserica nu știe ce are de făcut. E foarte important darul acesta să nu cumva să fie pus pe același plan cu maturizarea credinței de care v-ați spus și mai devreme. Toți trebuie să ne maturizăm, toți trebuie să creștem și totodată nici nu trebuie înțeles că dacă omul spune astfel de lucruri profunde, aplică în felul acesta Scriptura și nivelul spiritual este acolo unde spune. Deci darul nu este un fel de semn al spiritualității lui. Darul este dar. Haideți să vă dau două exemple înainte să ia merge la următorul dar. S-a manifestat în viața lui Solomon. Cel mai probabil vă aduceți aminte momentul în care două femei au venit înaintea împăratului și au spus că fiecare au avut un copilaș. Dar unul dintre aceștia a murit și acum, pentru că e vorba de un bebeluș care nu-și poate spune propria părere, care dintre ele este mama, acum amândouă dintre femei spun, copilul îmi aparține mie, nu este al celuilalt, este al meu. Și Solomon, având o înțelepciune de la Dumnezeu, cere ca o sabie să fie adusă ca să fie tăiat copilul în jumătate, astfel ca fiecare să primească câte o bucată. Bineînțeles că nu era ideea ca să taie copilul, însă când amenințarea a răsunat, mama adevărată s-a manifestat și e normal, e de așteptat asta, preferă viața copilului decât să fie omorât. În timp ce cea care nu este mamă, n-a avut nicio problemă, n-a spune că să fie pe din două. Vorba lui Solomon a fost manifestarea darului înțelepciunii. Darul înțelepciunii îl găsim în viața Domnului Iisus Hristos. El este plinătatea lui Dumnezeu și ca urmare în El se manifestă tot ceea ce este Dumnezeu și ca urmare și darurile, așa că darul înțelepciunii este prin excelență văzut în tot ceea ce a spus. Și m-am gândit la unul dintre aspectele interesante ale spuselor, cuvintelor Domnului Iisus Hristos în manifestarea acestui dar. Uite la ce m-am gândit. Dacă vrei să închizi gura unui om, trebuie să fii tu bun de gură. Deci să fii un din ăla care, că l-ai deschis gura, ai putut. Sau să ai o personalitate din aceea care domină și în final îl îngenunchiezi pe celălalt. Și Domnul Iisus Hristos, de foarte multe ori, cu vrăjmașii lui, are dialog și le închide gura. Dar nu folosește nimic, nici niște cuvinte care să-i pună la punct și nici nu vine cu o personalitate care să domine dialogul. Însă, prin darul care îl are, îi lasă perplex pe vrăjmași
care realizează că în față nu au decât două alternative. Ori o să ia de bun ce a zis Domnul Iisus și atunci o să-L urmeze, ceea ce în mintea lor era o mare problemă, sau să se ridice până la moarte împotriva lor și asta și-a ales în final. Dar Domnul Iisus niciodată n-a făcut ce facem noi în dialogurile noastre când verbalizăm așa de mult încât celălalt spune, gata, nu mai pot, gata, vreau să scap, sau cu o personalitate din aceea dominatoare, celălalt mai niciun argument se face ca puiul de găină, neîndrăzni să ne spune, nu a făcut asta Domnul Iisus Hristos. Iar manifestarea darului înțelepciunii este văzută clar în felul în care și-a lăsat vrăjmașii perpleși. Haideți să mergem acum la al doilea dar. Deci primul dar este vorbirea despre înțelepciune și poate să fie întâlnit în adunarea noastră și în alte adunări și mă rog ca Domnul să ridice mulți astfel de oameni ca să știm să aplicăm cuvântul Lui. Al doilea dar este să vorbească despre cunoștință. Ca și primul dar, este un dar al vorbirii. Este un dar al vorbirii. Însă, dacă primul are de-a face cu aplicarea cuvântului, darul acesta are de-a face cu conținutul, cu ceea ce este în cuvântul lui Dumnezeu. Este deci o abilitate supranaturală dată de Duhul Sfânt ca să fie înțelese Scripturile, de a se face diferite observații, concluzii pe baza cuvântului și apoi capacitatea de a lua această bogăție și de a fi transmisă celorlalți. Ca să înțelegem bine, vă dau un exemplu. Un comentator al Scripturii este un om care studiază și după ce a studiat, pune scris sau poate vine la voi și explică, dar ideea este transmite ceea ce Dumnezeu l-a ajutat să ia din Scriptură și apoi oameni ca și mine, oameni ca și tine, care înțelegem, dar nu atâta profunzime, niciodată spunem, aha, asta era hrana, de fapt, pe care Domnul vrea să ne-o dea din pasajul acesta. Îmi spunea cineva că are nevoie să meargă adesea la oameni ai lui Dumnezeu recunoscuți, la comentatori, pentru că un anume pasaj din Scriptură să îi fie clar, să poată să înțeleagă pentru el și să spună și celorlalți. Dar vreau să vă zic ceva, așa suntem majoritatea. Nu toți avem darul acesta al cunoștinței. Și atunci și eu și cu tine care stăm de bagă și spunem, Doamne, dar ce ai pus să spui prin textul acesta de Scriptură? Ne ducem la un astfel de om al lui Dumnezeu care are darul cunoștinței și când citești sau când îl asculti, spui, da, e cuvântul lui Dumnezeu. Ce vreau să vă fac atenție aici însă este aceasta. Dacă darul cunoștinței se manifestă în mantunii, iar ceilalți beneficiem, că așa e rânduire Domnul să fie trupul bisericii, chemarea lui Dumnezeu este ca toți să studiem Scripturile. Deci nu înseamnă că numai ei, toți studiem Scripturile. Și faptul acesta, nu numai că ne ajută că noi să creștem în credință, dar când auzim pe cineva vorbind sau când citim un anume comentariu, ne ajută să discernem dacă cel ce spune, asta zice textul Scripturii, de fapt este sau nu înțelesul care vine de la Dumnezeu. Pentru că sunt mulți comentatori și sunt mulți vorbitori care spun textul în profunzime, asta înseamnă, dar nu e dar de cunoștință și de fapt va folosi prilejul ca să-i ducă departe pe oamenii lui Dumnezeu de adevăr. Așa că dacă darul au unii, Dumnezeu îi spune tuturor, cartea aceasta regei, să nu se depărteze de tine, să o ai acolo, să fie în inimă, să fie în minte, pentru ca să înțelegi și când ai nevoie de mai multă profunzime, multe oameni care te pot ajuta și care au darul acesta. Darul a vorbit despre cunoștință. Poate să-l aibă cineva care nu a mers neapărat la un seminar biblic, poate că nici măcar nu a terminat liceul, însă are abilitatea ca să analizeze cuvântul lui Dumnezeu, îl înțelege și apoi vine și ne spune conținutul așa cum a intenționat Dumnezeu. Eu vă dau un exemplu pe care l-am trăit și vă spun, pe moment, au fost anumite faze care mie mi s-au părut umilitoare și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat peste mândrie prin asta, însă am văzut un om care are darul de a vorbi despre cunoștință. În biserica ce am păstorit-o în România, la Radnal, am avut pe fratele Petru.
Fratele Petru era un om care n-a putut să facă decât un singur an de seminar, deși era un slujitor destoinic, de aceea s-a și dus la seminar, însă din cauza familiei, a problemelor, trebuia să-și întrețină casa, trebuie să renunțe la seminar și a venit și a lucrat. Toată viața lui a făcut diferite meseri, însă biserica locală l-a ordinat ca și diacon. Când am început să-l cunosc pe omul acesta, am văzut în el că mustia de cunoștința cuvântului lui Dumnezeu. Și m-a spus că era un militor și vă spun de ce. Și Doamne, mulțumesc și mă rog ca Domnul să ridice mulți astfel de oameni în adunare. Și acum mi-aduc aminte. Era un om care mă iubea extraordinar. Și de multe ori când îndeam slujba, mă aștepta la ușă, dădeam mâna, mai povesteam. Dar câteodată avea de la Duhul Domnului, parcă peste săptămână, o frământare pe care și-o punea într-o întrebare. Și stăteam la ușă povestind cu fratele Petru și la un moment dat îmi spunea, frate, eu am o întrebare pentru dumneata. Ce întrebare, frate Petru? Și îmi punea o întrebare. Și începeam să dau una cu oamenii. 1, 2, 3, 10. Nimic. Nu știam să-mi dau răspuns. Și în final, când renunțam și spuneam, nu știu, frate Petru, zicea, frate Mircea, uite ce spune Domnul aici, uite ce spune Domnul dincolo. Și ziceam, wow, niciodată n-am văzut lucrurile acestea. Așa l-a folosit Dumnezeu și de multe ori, cum am zis, mustind, mergând la amvon, mustind de cuvântul Domnului și mergând la amvon, mesajul lui era de o bogăție uluitoare. Darul acesta a vorbit despre cunoștință, s-a manifestat în perioada bisericii primare și sub forma revelației, care a devenit Scriptură. Apostolul Pavel ne spune în Efeseni 3, versetele 2 la 3, dacă cel puțin ați auzit de isprăvnicia Harului lui Dumnezeu, care mi-a fost dată față de voi, prin descoperire dumnezeiască, am luat cunoștință de taina aceasta, despre care v-am scris în puține cuvinte. Și uite așa avem epistola către Efeseni, pentru că Apostolul Pavel, prin darul cunoștinței, a înțeles mesajul lui Dumnezeu și l-a pus în ceea ce noi astăzi ținem în mână ca Scriptură. Sunt două pericole pe care le punctez, două pericole în viața celui care are darul acesta și apoi vom merge la următorul. Deci este un dar pe care poate să-l aibă după voia Domnului, oricine, însă este un mare pericol darul acesta să cadă, hai să-l numim în mâini greșite, oameni care folosesc darul ca să manipuleze poporul lui Dumnezeu. Deci cineva din adunare care are darul, dar căruia nu-i place sau nu vrea să accepte sau pur și simplu nu-l interesează ceea ce Dumnezeu a transmis printr-un pasaj, poate să-și folosească darul ca să ducă în rătăcire poporul lui Dumnezeu urmând părerea lui, nu ceea ce Dumnezeu a spus. De aceea vă ziceam mai devreme, este important ca toți să studiem Cuvântul lui Dumnezeu, ca toți să fim plini de Duhul lui Dumnezeu și când cineva se manifestă darul acesta, că este vorbitor, că este scriitor, comentator, noi trebuie cu înțelepciune să avem grijă, nu cumva cineva foarte bun a explica Cuvântul, folosește darul ca să-i ducă în rătăcire pe oameni. Al doilea pericol este ca cineva să folosească darul, dar să nu îl manifeste potrivit rânduielii Domnului de manifestarea darurilor în dragoste. Bisericile sunt foarte pline de criticism și este păcat, vă spun instant, pentru că criticismul acesta este lipsit de ceea ce un capitol întreg va dedica Pavel în 1 Corinteni. E lipsit criticismul de dragoste. Adevărul trebuie spus în dragoste. Și când cineva care are dar de cunoștință ia cuvântul și îl folosește ca să arunce ghiulele, darul nu folosește la nimic, doar dezbina și împrăștie. Deci, trebuie să fim foarte atenți. Nu vin la locale dintre voi, pentru că voi vă știți darurile, nu mă adresez specific la cineva de aici, dar trebuie să avem în minte cu foarte mare atenție, nu cumva darul să fie folosit astfel greșit.
Următorul dar care este punctat aici este altuia credința, e în versetul 9, darul credinței. Și Biblia ni se spune foarte mult despre credință, e o învățătură, e o bogăție, nu poți să scrii comentarii și cărți despre credință, tocmai de aceea vreau să pornesc de la departajat darul credinței de credință în general și de aceea haideți să vedem ce nu este darul credinței. În Scriptură ni se spune că oamenii sunt mântuiți pe baza credinței. Cuvântul este aproape de tine, în gura ta și în inima ta, ni se spune în Roman 10. Și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire și ceea ce ne spune Scriptura este că toți credincioșii, toți copiii lui Dumnezeu, toți mântuiți trebuie să fi cunoscut această credință pe care noi o putem teologic pune în categoria credință mântuitoare. Dar asta, credința mântuitoare, nu este darul credinței. Toți trebuie să avem credință mântuitoare. Dar asta nu e și darul credinței. În Galatena, capitolul 5, versetul 22, citim că roada Duhului, printre altele, este credincioșie. Și mulți încearcă să o lege de credință. Credincioșia din roada Duhului înseamnă fidelitate, înseamnă loialitate, înseamnă statornicie, înseamnă răbdare în trăirea voiei lui Dumnezeu. Dar această credincioșie nu este darul credinței. Ce este darul credinței? Darul credinței este acea abilitate supranaturală dată de Duhul Sfânt unui individ. Ca acesta să privească țintă la caracterul lui Dumnezeu, la promisiunile lui Dumnezeu în orice împrejurare a vieții. Este o capacitate supranaturală de a crede în Dumnezeu fără umbră de îndoială. Și ca să lămurim, este foarte simplu când te uiți la viața celor care au fost sau sunt martiri și felul în care au depus mărturie pentru Hristos, unii până la capăt, a devenit istorie. Când iei o carte, hai să spunem că de vorba în toți ați auzit și vă e comun, când iei cartea fratelui Richard și începi și citești trăirile lui din închisoare, felul în care cu credință a stat lângă Dumnezeu cu integritate până la capăt, oricât de greu a fost, ai o descriere a darului credinței. Ai o descriere a darului credinței. Dar poți să iei multe alte cărți și vei vedea același lucru. O altă manifestare a acestui dar este atunci când cineva se roagă, se roagă cu credință, cu mare credință și primește răspuns deosebit din partea lui Dumnezeu. Și vezi asta și rugăciunea și răspunsul și spui, e manifestarea darului credinței. În biserica primară, în perioada apostolică, darul credinței era strâns legat și de darul minunilor. Numai darul credinței, nu mă înțelegeți greșit, nu este un fel de optimism din acesta nefondat, împrumutat din lume. În lume, în general, când se întâmplă ceva, oamenii vin și spun, lasă că o să fie totul bine, sau lasă că o să te însănătoșești, sau lasă că nu o să moară. Dar darul credinței nu este să vii și să faci afirmații pozitive, pentru că ceea ce se întâmplă e că unde nu e dar și afirmațiile sunt făcute, pentru că este adusă lumea în biserică, mărturia bisericii este făcută praf. Că atunci când lumea se uită la biserică și vede pe unul care merge la acela și spune Domnul te va vindeca și acela nu se vindeca. Lumea va bat jocori în numele lui Hristos care n-a adus vindecare. Deci, trebuie să fim foarte atenți. Dar în credinței nu este un optimism din acesta, lasă că o să fie bine. Nu. Este o credință supranaturală, o încredințare că Dumnezeu într-adevăr va interveni. Și acolo unde este făcută afirmația pe baza darului, se va vedea și rezultatul. Dar o credință, că de altă parte nu este nici credulitate și nici naivitate. Cred. Și s-o băi ca un iepuraș, nu ăsta este darul credinței. Și o să vă spun de ce am zis asta.
Înainte să vreau să vă îndrept spre capitolul 11 din Evrei. Acolo se numiți eroii credinței, cum spunem noi, Abel, Noah, Abraham, Moise, Gideon, Samuel. Lor li se potrivește foarte bine ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos în Matei 17. Adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un grăun de muștar, ați zice muntelui acestuia, mută-te de aici, acolo și s-ar muta, nimic nu va fi cu neputință. Viața acestor eroi ai credinței a fost descrisă în felul acesta. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat curaleilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteși în războaie, au pus pe fugă oștiri vrăjmașe, femeile și-au primit înapoi pe morților în viață. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare, au fost uciși cu pietre, tăiați în două, cu fierăstrăuri, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pierbegit, îmbrăcați în cojoace și piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți, ei de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Și când o iese la credința ta care câteodată oscilează sau este mică, mulțumește Duhului lui Dumnezeu care dă dar de credință în trupul, în adunarea Domnului Iisus Hristos. Pentru ca oamenii aceștia să ne fie exemple, ca oamenii aceștia să ne încurajeze, să ne prindă de mână și că nu mai putem ei să ne ducă mai departe. Dar nu e naivitate. Nu e naivitate. În urmă cu ceva timp mi-a zis cineva că a făcut un chestionar de întrebări, nu mai știu, zeci de întrebări, nu mai știu exact câte, și pe baza lor a spus chestionarul avea de face cu darurile Duhului Sfânt și cum să le obțin. Mi-a zis, am darul credinței. Acum, testul pentru darul credinței nu este în întrebări pe un formular, ci este viața. Viața celui care are darul, acela este testul. El arată în afară, deci nu este biblic testul respectiv. Iar pe de altă parte, omul mi-a spus că are darul credinței și nu l-a văzut nici până atunci, nici după aceea în el. Nu care cumva să cadă vreunul dintre noi în capcana, pentru că vă prezint și ce înseamnă darul și manifestarea lui și capcanele, în capcana de a crede privind la Scriptură că nepotrivindu-se niciunul dintre aceste daruri, liste de daruri, a rămas darul credinței, mă înseamnă că am darul credinței. E o mare problemă acolo, că nu așa lucrează Dumnezeu. Deci, trebuie să fim atenți și să învățăm. Încă o dată, listele de daruri din Scriptură nu sunt exhaustive, așa că lucrarea Duhului Sfânt este bogată, iar atunci când este vorba de daruri, nu cumva să spune că avem un dar, pentru că nu-i avem de celelalte. Trebuie să fim atenți la aspectul acesta. Și haideți să încheiem cu darul tămăduirilor sau darul vindecării. Vreau să vă spun că am două cuvintele, în original sunt natural, deci e vorba de darurile vindecărilor sau darurile tămăduirilor. În cuvântul lui Dumnezeu, deci în întreaga Scriptură, a vindeca, are sensul de a aduce la normal și lucrul acesta prin excelență îl face Dumnezeu. Ca urmare, oamenii lui Dumnezeu din toate timpurile, perioada Vechiului, Noului Testament, istoria Bisericii până în prezent. Deci oamenii lui Dumnezeu apeliază la Dumnezeu pentru vindecare și Dumnezeu pe bună dreptate este Jehova Rafa, Dumnezeul care vindecă. Atunci când privim acțiunea lui Dumnezeu de vindecare, poate vedem imediat că e nevoie de vindecare în om și mulți se referă doar la vindecarea fizică. Însă, în realitate, vindecarea ce vine de la Dumnezeu are de-a face cu tot, cu plinătatea ceea ce este omul. Și când Biblia ne vorbește de vindecarea omului, bagajul este mult mai mare decât simpla vindecare trupiască. Un om al lui Dumnezeu spunea că boala este întotdeauna legată de un conflict. Când acest conflict devine de nesuportat, ne îmbolnăvim.
Conflictul dintre trup și minte, dintre a fi conștient și de a fi inconștient, dintre nevoile individuale și integrarea socială, dintre problemele temporale și destinul etern. Când tensiunea în una sau toate aceste arii crește dincolo de tot ce se poate suporta, devenim bolnavi și avem nevoie de vindecare, vindecare în toate sau într-una dintre aripile acestea. Deci când vorbim de Dumnezeu Iehova Rafa care vindecă, ne referim la un Dumnezeu care are de-a face cu tot, cu omul complet, nu doar vindecarea fizică, trupiască. Nu numai oamenii au nevoie de vindecare, creația întreagă are nevoie de vindecare, de atingerea supranaturală a lui Dumnezeu. Și un exemplu, în 2 Împărați 2:22, vedem că apele care sunt bolnave au nevoie de vindecare. Profetul Osea ne va spune că națiunile au și ele nevoie de vindecare. Iar profeții falși sunt condamnați de Domnul Iisus, de Dumnezeu, de Duhul Sfânt. Pentru că oamenii aceștia se ocupă cu a trata simptomele, dar nu tratează de fapt cauza, rădăcina, problema de unde înțeșnește boala. Ei leagă în mod ușuratic rana poporului meu, zici, zicând, pace, pace, când nu este pace, zice Domnul. Într-un mod ușuratic, profeții falși leagă o rană, pentru că nu aduc vindecare. E nevoie apoi de vindecare spirituală. Și ceea ce e foarte interesant, în Noul Testament, atunci când se are în vedere vindecarea spirituală, cuvântul folosit are aceeași semnificație cu ceea ce noi cunoaștem, cuvântul a mântui, a salva, a face complet. Acum, datorită păcatului, care a corupt totul foarte profund, orice om are nevoie de vindecare de un fel, de altul, la un fel, la altul, mai profund, mai superficial, nu este om care să nu aibă nevoie de atingerea lui Dumnezeu. Așa că la El apelăm cu credință. Înaintea Lui ne strigăm durerea, problema și cernindurarea, pentru că El vindecă. Câteodată este nevoie chiar și de aplicarea învățătorii Scripturii din Iacov 5, pe care vă citesc și o facem dacă ni se solicită. Este vreunul dintre voi în suferință? Să se roage. Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă. Este vreunul dintre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el, după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Referindu-ne însă la bolile omului, la bolile trupului omului, trebuie să acceptăm, și m-am gândit să vă subliniez cuvântul, să acceptăm că vindecarea fizică nu este un ideal, o perfecțiune la care credinciosul ajunge aici pe pământ, nu este nicio promisiune a lui Dumnezeu că aici pe pământ va fi atinsă perfecțiunea trupului. Dumnezeu, adevărul este că nu a vindecat întotdeauna orice boală. Perfecțiunea trupului uman poate fi atinsă doar când am scăpat de tot ceea ce înseamnă corupția păcatului, când a murit și s-a încheiat cu tot ce ține de păcat, nelegiuire, consecințele păcatului, și apoi când suntem înviați într-un trup glorificat asemenea Domnului Iisus Hristos după înviere, trupul acela nu va mai avea niciun tip de suferință, boală și durere în el. Există o tensiune de care vă pomeneam și vinerea la studiul Bibliei din Efeseni, o tensiune în Noul Testament. Este tensiunea dintre deja, adică anumite lucruri ne-am primit, ne bucurăm într-o anume stare ca și copiii lui Dumnezeu. Și tensiunea este între deja și nu încă, pentru că acel nu încă ne spune că plinătatea și perfecțiunea și idealul urmează să vină la arătarea lui Iisus Hristos, la învierea trupurilor, atunci când vom fi în împărăția Lui pentru totdeauna. Și cred că această tensiune se manifestă cel mai puternic în cadrul adunării, unde vorbind de Dumnezeul care vindecă, se manifestă foarte puternic acolo unde este durere, acolo unde este suferință și încercare a bolii.
Nu trebuie însă să confundăm darul vindecărilor, darul tămăduirilor, cu capacitatea lui Dumnezeu de a vindeca, indiferent de om sau de circunstanțe. Dumnezeu a vindecat și Dumnezeu va continua să vindece. Este suveranul care dă și boala și are putere să dea și vindecarea. Ca să înțelegem însă darul tămăduirilor și a vindecărilor, trebuie să mergem la cel în care este plinătatea lui Dumnezeu, în care darul s-a manifestat prin excelență și privind la el, vedem ce înseamnă darul. Și ne dă la Domnul Iisus, cum a vindecat el oamenii? Pe Domnul Iisus Hristos, în primul rând, a vindecat folosind cuvinte sau atingere. Despre soata lui Petru mi se spune că s-a atins de mâna ei și a lăsat-o friburile. Despre slăbănocul care a fost coborât prin acoperiș, el i-a zis slăbănocului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Domnul s-a atins, celuilalt i-a vorbit. În al doilea rând, vindecările Domnului Iisus Hristos au fost instantanee. N-a fost vorba niciodată de o vindecare progresivă. Niciodată nu i-a spus la un om, du-te, vină peste o săptămână la control, vine peste o lună sau șase luni, ci când el a vindecat, a vindecat, când s-a atins de lepros, ne spune cuvântul Scripturii Matei, acesta s-a curățit chiar atunci. Dintr-o dată, de sus până jos, a fost curat. În al treilea rând, vindecările Domnului Iisus Hristos au fost deplină. El nu a dus o ameliorare a bolii și acum mă simt mai bine și dacă am cancer peste o săptămână, cancerul ne vine și mă bagă în mormânt. El când a vindecat, a vindecat și cel mai probabil l-a murit mai încolo de orice altă boală, dar când Domnul Iisus Hristos a vindecat, a fost vindecare deplină. În cei 10 leproși au fost curățiți. Au fost curățiți în sensul că boala a părăsit trupurile lor. Vindecările Domnului Iisus Hristos au fost pe toate planurile, inclusiv organice sau demonice, și dacă, de exemplu, a venit un om care era șchiop, că lipsea lava piciorului, Domnul Iisus Hristos, când l-a vindecat, i-a recreat piciorul, că omul spune Scriptura și căutați, când se spune în Evanghelie că șchiopii au plecat umblând. Când omul n-a mai avut timpan, Domnul Iisus Hristos a atins de el și omul a avut și timpan și ureche și a auzit. Când omul a avut probleme cu ochii, ochii aceia au fost recreați. Pentru că omul s-a uitat și a zis, văd, așa a acționat el. Iar când a fost vorba de demoni care cauzau boala, i-a scos afară și omul a fost însănătoșit. Vindecările Domnului Iisus Hristos au mers până la învierea din morți, deci nu există până aici pot vindeca. El s-a dus la Lazar și a zis, Lazar, ieși afară. Și spune Scriptura că mortul era înfășurat de sus până jos. Efectiv, noi nu putem decât să ne imaginăm că a putut de acolo de unde fusese întins până înaintea Domnului Iisus, care este acum dezlegat să poată să-și umble. Când el a zis, ieși afară, mortul s-a ridicat. Și nu mai mirosea și nu mai era în descompunere, era viu. Așa a fost și băiatul văduvei din Nain. Domnul Iisus Hristos a vindecat oameni din jurul său cu scopul ca aceste fapte supranaturale să dovedească cine este El, să le folosească pentru a fi semne. În Ioan 20, versete bine cunoscute de noi, citim, Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne. Deci ce a făcut El erau semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, iar consecința care este implicarea semnelor făcute de El. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul și crezând să aveți viață în numele Lui. Darul vindecărilor văzut în apostoli a urmat exact același model din viața Domnului. A avut același rol de semn de autentificare în evrei, citim că în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, putere și dăruite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Un om al lui Dumnezeu contemporan nou, după ce a analizat darul de vindecare în viața Domnului Iisus, în viața apostolilor, a scris o concluzie pe care vreau să vă citesc. Lucrările pline de miracole a lui Hristos și ale apostolilor au fost unice. Vindecările pe care le-au făcut au fost pline de putere supranaturală, pe deplin realizate, de necontestat, imediate, spontane și având un scop să fie semne care să autentifice mesajul Evangheliei.
Ele nu erau întemeiate pe credința recipienților, nu erau făcute de dragul banilor sau popularității și nu erau plănuite din timp sau regizate în niciun fel. Ele erau simple miracole ce rezultau în curățirea de reale boli. Rugând darul de vindecare, potrivit caracteristicilor din viața Domnului Iisus Hristos și apostolilor, a fost unic și specific. A trebuit să nu ne lăsăm târâți în confuzia stăvită la momentul de față de toate aceste așa numite lucrări, campanii, teologii de vindecare. Pentru că nu se suprapun cu modelul biblic al darului de vindecare. Aceste acțiuni nu sunt darul de vindecare, ci pot să fie încercări de creare a miracolelor pe baza puterii de sugestie, a influenței mulțimilor, a manevrării psihologice și chiar a manifestărilor demonice. Știu că aceste cuvinte s-ar putea să vă dezamăgească pe unii, dar ceea ce a fost în Domnul Iisus Hristos a fost unic. Ceea ce a fost în apostoli a fost unic. John Piper spune așa de frumos: speranța noastră nu este în vindecarea trupurilor acum, ci în răscumpărarea trupurilor atunci. Acum, dincolo de puterea lui Dumnezeu de vindecare și ce s-a manifestat în toate viacurile și în toate timpurile și dincolo de darul de vindecare, ca biserică, și vin acum la partea practică pentru toți, ar trebui să-L onorăm pe Dumnezeu fiind alături de cei care sunt în suferință. Dacă fratele tău este în păcat și aceea este boală spirituală și tu te duci la el și în loc să-i cânti în strună și la chitară și la vioară și spui, las că... și să taci. Deci în loc să fii pe partea laudelor, te vei duce să-i spui adevărul în dragoste și fratele se va pocăi. Ai făcut un lucru extraordinar, pentru că în urma pocăinței Dumnezeu va duce vindecare în viața lor. Dacă un frate, dacă o soră are probleme emoționale și cine nu are în final, și te duci la el și spui, uite, vreau să mă rog cu tine, dar nu îi spui, mă rog săptămâna asta și uiți. Spui, dar acum, hai să ne retragem, hai să ne rugăm. Dacă poți să-i dai un cuvânt de încurajare, dacă poți să-i întinzi mâna și spui, uite, eu te pot sprijini, e bine, toate acestea vor fi o mare binecuvântare pentru persoana respectivă. Există bolnav fizic pe care Dumnezeu a decis să nu te vindece aici pe pământ. Trebuie să acceptăm lucrul acesta. Și atunci, biserica trebuie să-și facă parte sfântă de slujire. Domnul Iisus, vorbind despre comportamentul credincioșilor care vor intra în împărăția Lui, în Matei 25 spune: am fost bolnav, ați venit să mă vedeți. Pentru că El se identifică cu fiecare copil al Lui care trece prin boală. Așa că, frați și surori, ce bine ar fi dacă ne-am gândit la asta și am început să vizităm pe cei care sunt bolnavi, încerc să plec și păstor pe la ei și mai ales dacă cineva în mod specific îmi zice sunt acolo, dar cred că numai păstorul trebuie să facă lucrul acesta. Domnul Iisus a zis, am fost bolnav și voi ați venit să mă vedeți. Cred că una dintre cele mai frumoase minuni pe care Dumnezeu le poate face în mine și în tine este atunci când inima începe să ne bată pentru trupul Domnului, să înceapă să ne pese de frații. Lucrarea Domnului este spre folosul celorlalți și cred că pe baza cuvântului lui Dumnezeu e mare minune. Când un om care nu iubește, care e împietrit, care nu suportă pe ceilalți, dintr-o dată e dezarmat de Dumnezeu și inima lui începe să simtă, să bată pentru ceilalți frați de credință. Nu pot să spun decât, Doamne, fă-ne astfel de oameni pe toți. Amin? Amin. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare.